Deci, repet încă o dată și sper să fie ultima dată. Judecătorul de trecut și de repetez din cadrul curții de apel, Cluj a admis sesizarea urmează de DNA Serviciul Teritorial Cluj în baza articolului 224 la întâlnirii proceder și a dispus luarea măsurii arestării preventive pe o durată de 3 zile. Am acordat asistență și pentru că pe unul cu colega mea, domnul Iurea. Soluția a fost, mă rog, alta decât pe care am solicitat-o. Noi, apărătorii, am invocat faptul că sunt suficiente argumente pentru că se putea dispune fie controlul judiciar, fie măsura arestului la domiciliu, o formativă de 118 din procedură. Este contestat în ușoară. Sigur că în termenul legal noi vom declara și soluția se va rezolva, sigur, se va judeca la București, la, în alta curte, la judecător de drepturi. Și pentru ceilalți doi, aceeași serviciu? Am spus că pentru toți trei. Ce a făcut? Domnul Iureanu și-a menținut declarațiile deci, în declarația dată în fața judecătorului de drepturi, contează mai puțin fondul cauzei, ci doar care sunt temeiurile ce justifică luarea unei asemenea măsuri preventive deosebit de grave pentru că privează de libertate pe drum. Acestea sunt concluzie pe care noi apărătorii... Se puneau astfel de măsuri? Acum, dacă mă întrebați de pe poziția de apărător,